Clubul sportiv HC Zalău a fost pedepsit de Federația Română de Handbal pentru presupusele scandări rasiste adresate handbalistei Alison Pino și va evolua fără spectatori în toate cele trei jocuri de pe teren propriu pe care le mai are de disputat până la finalul actualului sezon competițional. Comisia Centrală de Disciplină a Federației Române de Handbal a analizat ieri în ședință extraordinară sesizarea făcută de conducerea clubului sportiv HCN Baia Mare cu privire la manifestările de natură rasistă ale publicului zălăuan prezent la partida din cadrul etapei a 19-a a Ligii Naționale Feminine de Handbal dintre HC Zalău și HCN Baia Mare, joc încheiat cu victoria echipei maramureșene cu scorul de 26-36. În urma ședinței de analiză, Comisia de Disciplină a dispus sancționarea clubului sportiv Handbal Club Zalău cu o amendă de 2000 de lei și interzicerea accesului la jocuri ale publicului spectator la următoarele trei partide pe care gruparea de la poalele Meseșului le dispută pe teren propriu, deși dovezile de rasism nu au putut fi dovedite în mod cert, cum până la finalul actualei ediții de campionat, echipa antrenată de Gheorghe Tadici mai are de disputat în propriul fief doar trei partide. Gruparea zălăuană nu va mai juca în acest sezon niciun joc în fața propriilor fani, decât dacă aceștia se vor deplasa la jocurile pe care sălăjencele le vor disputa la Alba Iulia cu CS Măgura Cisnădie, grupare care are la rândul său terenul suspendat în partida de pe 26 martie, când este programat duelul cu CS Rapid USL Metro București, pe 9 aprilie în partida pe care o va disputa la Cluj-Napoca în fața Universității Alexandrion Cluj sau în confruntarea din data de 16 aprilie, când Claudia Constantinescu și colegele sale vor evolua în Zăvoi, în compania echipei HCM Râmnicu Vâlcea. Jocurile de pe teren propriu în care HC Zalău va evolua fără spectatori sunt cele din data de 27 februarie, când la Zalău sosește HC Alba Sebeș, din data de 2 aprilie cu HC Dunărea Brăila și în cel din ultima etapă de campionat programat pe 26 aprilie în compania echipei ASC Corona 2010 Brașov. În ciuda deciziei luate, fanii sălăjeni ar putea totuși să își vadă favoritele la lucru până la finalul sezonului, în cazul în care Comisia de Apel va reduce pedeapsa acordată ieri de Comisia de Disciplină.